Nicolae Ciucă este tot mai criticat de liberali pentru că a dus partidul la un minim de încredere. Liderii din teritoriu se revoltă și îl trag pe premier la răspundere. Ei spun că a predat partidul PSD-ului și face jocurile lui Ciolacu. De 30 de ani în PNL, președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, critică dur guvernul condus de șeful său de partid, Nicolae Ciucă. Bolojan spune că este inadmisibil să ai toate pârghiile, să fii în capul mesei la guvern și să nu faci nicio reformă, ba, să mai și pierzi miliarde din PNRR. Dacă nu se atacă reformele astea la timp, cu toate costurile sociale, cu toate supărările, cu toate grevele care ar putea să apară, costul va fi mult mai mare peste un an sau doi. E clar că se putea face mai mult în administrarea țării și se putea face mult mai mult în ceea ce privește reformele și lucrurile care puteau fi făcute datorită forței acestei coaliții. Adică n-ai niciun argument. Irie Bolojan spune că PNL sub conducerea lui Ciucă și la comanda lui Iohannis s-a decredibilizat total în fața electoratului prin alianța cu PSD, care a preluat frâiele puterii în România. Deci problema nu este că PNL s-a aliat cu PSD sau invers. Problema este care este rezultatul uh, acestei coaliții. Vorbim de rezultate. Electorii PNL sunt nemulțumiți aceasta este o realitate pe care nu putem contesta. Pe de o parte, pentru că ne-am schimbat președinții în timpul guvernării și oamenii așteptau să nu ne ocupăm de domnul Orban și de domnul Câțu, ci să ne ocupăm de guvernare. Ne-am coalizat cu PSD după ce i-am demonizat cu, în campaniile electorale e greu să fii credibil în condițiile în care acum un an de zile desfințesc pe cineva și după un an de zile stai cu el de braț. La rândul său, Dan Vâlceanu, fostul secretar general al PNL, spune că Nicolae Ciucă a predat total partidul PSD-ului și nu vrea să-i deranjeze deloc pe psd -iști nu poți să suporți la infinit situația asta în care ți se spune de la tine din partid, uh, uite, merge și luptați-vă cu PSD, dar înainte de asta stați puțin să vă leg la mâini la picioare și să vă pun un locoplas pe gură. Și acum aduceți-vă și luptați-vă cu PSD. Evident că vor apăra tot mai mulți, se vor elibera tot mai mulți și atunci lucrurile vor arăta cât de cât normal. Pentru că acum nu e o situație normală în care PSD face tot ce vrea, iar noi trebuie să uh, înghițim și să nu spunem nimic pentru că ar fi deranjată conducerea partidului. Da. Eu am spus-o încă de trecut. Noi trebuie să ne setăm foarte bine relația cu PSD și chiar să părăsim această coaliție, pentru că altfel vom răspunde alături de PSD pentru toate măsurile și toate greșelile pe care le-au făcut.